în vaca. Păi, cine să mulgă vaca decât eu cu mânuțele astea două, da? Ale mele. Nu este ușor pentru că a trebuit să mă duc eu însă să aduc de mâncărică ceva la vacă ca să poată să stea liniștită și să trec la mulți, da? Eu nu sunt, nu știu dacă se spune, mulgătoare de profesie, dar îmi dau toată silința pentru a obține măcar un păhăruț de lapte astfel încât să ne putem bea al nostru cappuccino. Deci, cred că ar fi bine să pleci, știi? Că dacă nu o să sperii din nou vaca. Te rog frumos, Mimi! Deci te rog foarte frumos, dacă nu îl chem pe papa, ai înțeles? Deci dacă îmi sperii vaca, că așa sunt eu speriată. Ia să vină. Mama! Ha, ce frige! E da food. Mamă ce! Glutele fude la setul dure. Mimi, te rog foarte frumos să ieși, că-mi sperii vaca! Deci te rog frumos să ieși, să te duci de aici, Mimi! Nu ai înțeles, ieși de aici, că-mi sperii vaca! Ok, am luat soară! Mimi, ieși de aici! Mimi! Sperii vacile, te rog frumos să ieși! Mimi! Te rog frumos să ieși de aici, că nu mai fac nimic, ai înțeles? Mimi! Vai, nu-i posibil așa ceva. Deci nu mai... Ia, te rog frumos să te duci și să-ți găsești de treabă în altă parte. Amore! Ia copilul ăsta de aici! Dacă râzi, dacă scoți un cuvânt, te trimis și pe tine, ai înțeles? Pune-ți lipici la gură. Uite, ăla. Să vedem când o să mai murg eu vaca asta, că s-a uscat și cafeaua. Dă-te mai încolo! Dă-te! Haide! Fări! Ah, ce frige! Mimi, te rog, dar n-ai înțeles că te rog frumos să pleci de aici! Că îmi sperii toate vacile, plecați de aici, luați și câine după voi! Ia uite-l, ia, Mimi! Deci tu dai seama că eu nu pot să fac nimic, deci du-te și tu câteva, sunt de mulți, ieși afară de aici! Ieși afară de aici, ia câine și ieși afară! Stai! Doar dacă poți să... Să ce? Do whatever you please. But just leave me alone. No. Deci fă ce vrei că nu mă mai interesează. Chaka! Chaka! E posibil. Deci te rog frumos să ieși de aici că se sperie toate vacile. N-ai cum să o mângâi, că uite, pe partea cealaltă și sperie câinii, sperie vacile. Mimi, te rog frumos, pleacă cu câinii de aici. Mimi! Amore! Ia copilul ăsta de aici, uite ce a făcut! Când am mus vaca, mi-a ieșit practic doar de un cappuccino. Pentru că Domenico, fiul cel mare Mimi, nu făcea altceva decât să atâțe tot ce însemnau animalele pe acolo și s-au speriat, erau foarte neliniștite și chiar și eu m-am speriat, evident, pentru că totuși este dita mai animalul și n-am mai stat cu minte să o mai mulg. Doamne ferește! Îți spart toată mâncarea la animalele astea. Hei. Deci uite ce a făcut, a spart apa, era să scape animalul ăsta de aici. A spart toată chestia asta de apă. Așa nevoie dacă vrei lapte la cafea, de puțin ajutor. Ajutor! Păi dar îmi sperie toate vacile, vine cu câinii peste mine. Eu. Și tu ce vrei? Așteaptă! Eu sunt un exemplu, dar pare de că sunt îmbrăcit. Așteaptă! Nu
mor de foame. Pentru că ți-am spus că a speriat toate vacile cu câine și era să fugă pe acolo. Ai luat pe ăsta? Da, și a spart și ligheanul, a spart tot pe aici. Se vuoi che esco, devo toccare con la buca, l'ho toccata però poi lì hai rotto qualcosa. Senti morire. Mi è frico. Non mi frica, non mi frica di babbo. Hai visto come sperisci tu acum, nu mai cântați, vă rog frumos. 5 litri di latte. Da, 5 litri de lapte. De unde să mai iau 5 litri de lapte dacă le-a speriat pe toate? Păi doar aia care face lapte. E doar ea. Gleg, stai modul. Ai capito? Basta! Sta stare modu! Oh! E tu perché ridi? Basta! È vero! Facciamo solo budello, ma non mangiamo! Ia duceți-vă la magazin și cumpărați-vă lapte! Da! Come si dice? Suntem în Romania! Vorbim! Vorbim și eu trebuie să fac toată treaba, nu? Da. Și eu trebuie să fac toată treaba! Mangiare, multe! Uite, a terminat și mâncarea! Mangiare, și nu mai am alta în sac, nu mai am nimic în sac! Uite, fame. A terminat mâncarea! Dacă n-are cereale, dar astea nu stă cu minte! O fame! Da. Aia, vezi că era un ou, unde e ouul? Ai spart ouul? Unde e ouul, Pepi? Wow. Uite, ai un ou, dacă-l vrei. Așteaptă și tu! Păi bine că pleci de acolo. Silențio! Liniște! No! Uite cum o sperii. Măi, n-ai înțeles? Deci te rog foarte frumos. Hai, gata? E curată? Dăm niște... Să o spăr bine. Vabbè, quando pensi che posso prendere questo caffè e questo latte? Laptele ăsta mai târziu. Imediat? Momentan trebuie să fac un special de curățenie, dacă e curată sau nu. Da, da, știu. Poate îmi dă și un picior acum și rămân fără dinți. Però, în România se spune imediat. După passa 10 ani, ma e imediat. După sunt 10 ani, după este imediat. Da, așteptam imediat, da? Așteptați, da. Acum, imediat. Dura 10 ani. Penso che mi cinde se mai ridono. Avanti, ma vedi sto conto. Lasă că nu se însoară. Până îl mulg eu laptele. Poate să se ducă frumos. Da, asta, vai. Dar trebuie să o spăl întâi. No. Uite, e plină de balegă. N-a făcut nimeni curățenie azi dimineața aici. Unde e omul ăla de la mangajat? Unde este? Unde? Că trebuia să facă curățenie. Nici n-a mai venit la muncă, ai văzut? Nici n-a mai venit la muncă. Dă-te la o parte. Nici n-a mai venit la muncă. S-a speriat că trebuie să mulgă vacă. Protestă, Toro! Hai să vedem. Protest! Questo è per il mio cappuccino. Asta e pentru cappuccino. Nu ți ajunge nici măcar de o... 10. Ah, a avut o paură de la cosa. Așteaptă că te ajunge Carolina. De un cappuccino? Carolina. Uite cât ți-am luat. Nu ți-am luat mult. Ce să fac asta? Carolina. Mai așteaptă. Hai Carolina, și acum ce fac? O să plec să mă joc cu câine. Și eu acum ce fac? Pepi, vrei să vii să jucăm cu câine și altă parte? Da. Bun. Compagnello mio. Buongiorno compagnello mio. Ia să vedem dacă poate îmi dă cu și cu piciorul. Aha. Dai să-mi iau laptele măcar. Gata? Fammi chiamare che io ancora non posso chiamare. Fammi liberare di minori. Așa, bravo, fetiță. Hai, Carolina, hai! Așteaptă când o să-ți vină rândul. Ai văzut ce bună sunt? Ia uite, poți să mă mărit, nu? Hai, măcar să am puțin lapte de un cappuccino.
Nu vreau mai mult. Ai înțeles, Carolina? Bumbu de galine. Un lapte pentru un cappuccino. Vezi, ai găsit un nou. Hai, vezi cum dai ou? Vezi cum îmi sperii din nou vaca? Vezi, ai găsit un ou. Ia, îți arată oul. Arată-l. Vezi cum îmi sperii din nou vaca? E rușine. Nu vrei să arăți ou. Hai ce ou. Măcar să facem un cappuccino și un latte macchiato. De ce bucăta aia? Tatăl, dimineața, practic, când vii la fermă, dacă ți-e fric, trebuie să te încălzești. Te duci frumos să-ți dai drumul la foc, dacă ai lemne, dacă ți-au adus băieții lemne. Dacă nu, trebuie să te apuci să spargi lemne. N-am reușit până acum să spar lemne, dar o să mă fac și așa. După care, dacă vrei cafea, ce trebuie să faci? Păi trebuie foarte frumos să îți pui cafeaua pe foc și dacă mai vrei și lapte, acolo e problema. De fapt, aici e problema mea, că trebuie să mulgă vaca. Pentru că băiatul care mulge vacile n-a mai venit la muncă și mulgătoarea aia electrică, sau cum s-o numi, s-a stricat. Și iacătă eu, femeie de afaceri, cu 20 de ani de aviație, care s-a plimbat în lumea asta întreagă, am ajuns să mulg vaca. Problema n-ar fi așa de greu dacă aș ști cum s-o mulg, pentru că n-ai, trebuie să ai o meserie, trebuie să știi să tragi aici așa de ugerul ăsta. Și mai e o altă problemă, dacă s-a supărat vaca, de tine vorbesc, da? S-a terminat cu povestea, pentru că dacă îți mai dă și cu piciorul peste găleată, nu mai ai practic ce să mai faci cu laptele, că nu mai este laptele, da? Așa că... nu e chiar atât de ușor precum pare, pe lângă că e frig, cel puțin acum, dă-te mai încolo! Și n-ai ce să faci, că dacă nu te ajută natura, dă-te mai încolo, să-ți pun și eu aici găleata. Problema e că dacă îi se termină cerelele alea, ea nu o să mai stea cu minte și practic eu am terminat cu mulsul. Adică